Doamna Viscopoleanu, povestea vieții noastră e una zbuciumată, dificilă. Ați avut un destin greu încercat. E așa de greu să-ți aduci aminte de zilele respective și de anii respectivi. M-au crescut bunicii, pentru că mama a decedat la vârsta mea de 5 ani. Mai am avut o soră care a rămas orfană de un an și a rămas în Ucraina, cum e acum. A început războiul, au zis că să ne refugiem, că se termină repede și ne întoarcem înapoi, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Am trecut prin multe peripeții, avioanele bombardau, am plecat în continuare spre București cu căruța, cu cal. Au vândut calul și căruța și-au făcut o căsuță. E distractiv pentru unii lucrul ăsta, dar greu pentru cei care au trecut prin toate. În școală ați practicat gimnastică și volei înainte de atletism. Cum ați ajuns la atletism? Făcea foarte mult volei și gimnastică, dar într-o zi, venind în clasă profesoara de sport, cine vrea să se înscrie la cross, să întâmpinăm unul mai. Am câștigat cross-ul respectiv și așa a venit antrenor de la atletism. Haide să faci atletism, nu că îmi place volei și gimnastica. Bine, faci și volei și gimnastica, dar faci și atletism. Nu s-a putut să mai se facă chiar toate trei sporturi și așa am rămas la atletism. La Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964 ați venit pe locul 5 și am citit că a fost o întâmplare ciudată și o decizie care destul de controversată, care până la urmă s-a dovedit că v-a privat de o medalie. A venit ziua de concurs, am bătut pe prag. Era o săritură foarte bună. Au venit arbitrii internaționali și au zis că e săritură depășită, pentru că nu era pistă sintetică, încă nu se înființase. Zgura care era foarte umedă și atunci de pe pantoful cu cuie a căzut zgura exact pe plastilină. Și așa am pierdut o medalie. Știu că după Tokyo ați dorit să renunțați. De ce? Din cauza că am pierdut o medalie la Tokyo și am început să plâng, eu nu mai vreau să mai fac. Domnul Șoter, în particular, a venit și zice, hai că uite de vii la Steaua. Am venit pe urmă în București, după ce ne-a convins domnul Șoter să venim la clubul Steaua. La vârsta de 29 de ani, la Olimpiada din Mexico, 68, ați cucerit medalia de aur cu o săritură de 6.82, care la acea vreme a fost nou record mondial, olimpic, european, ați bătut practic toate recordurile. Am amintiri foarte frumoase din Mexic. Pregătirea a decurs în toate celelalte zile foarte bine, n-am avut niciun fel de probleme. Și exact înainte de o săptămână, noi făceam preconcurs, cum ar veni, cu calificări, cu finala a doua zi. Și în calificări am simțit o durere la piciorul de bătaie. M-am oprit, am început să plâng, ce fac? Am muncit 4 ani de zile degeaba. Ce fac? Am avut în stat olimpic pe fostul handbalist Cherebețiu, care era medic în stat olimpic. Și el m-a dus prin toate cabinetele cu doctorii noștri și am făcut tratamente acolo. Așa am putut să particip, bine, discutând acasă cu domnul Șoter. Trebuie să fac o singură săritură în calificări ca să nu mă doară piciorul pentru a doua zi. Asta a fost planul. Asta a fost planul, da, de acasă. Aveam un hobby. Mergând spre cabinetul medical, mă uitam după numere de mașină. În fața, spre stadion mergând, văd o mașină în față, chiar 681. Zic, uite, vezi, mașina aia, uite-te, numărul ăla, atâta voi sări eu acum. Am intrat în concurs, au sărit celelalte concurente,
mi-a venit mie rândul, am plecat decisă, hotărâtă, să nu fac decât o săritură, să nu mă doară picior. Și a apărut pe tabelă 6.82, record mondial, record olimpic, record al stadionului. Cum a fost momentul retragerii dumneavoastră din activitatea de sportivă, de performanță? Parcă văd și acum. Eram pe stadionul Republicii, încă mai era stadionul Republicii. Acolo mi s-a făcut retragerea. Bineînțeles, cu regrete. Eu vreau să stau pe stadion să antrenez sportivi. A fost și o antrenare de excepție. Care sunt sportivii alături de care aveți cele mai plăcute amintiri? Monica Iagăr, care făcea înălțime, poate vă surprinde și foarte multă lume a surprins, cum de-am antrenat înălțimistă. O înălțimistă m-a antrenat pentru că am făcut pregătire cu Iolanda și știu ce făcea ea la antrenamente și știu ce indicații se dădea din partea domnului Șoter la concursuri. Deci așa am preluat-o eu pe Iagăr Monica, care are recordul național de 2,01 m și concursuri internaționale, campioană mondială de sală, de europene. Pe 8 august priți o frumoasă vârstă de 80 de ani. Ce vă doriți? Ce aș putea să îmi doresc? Să fie copii sănătoși, nepoții la fel și eu să fiu sănătoasă și să ajung la vârsta respectivă.